Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat, unde povestim de obicei despre parfumuri, însă de această dată vin și cu produse favorite. O dată pe lună vin cu un clip de favorite în care vă povestesc despre produsele pe care le folosesc și care îmi plac, desigur, sau care nu-mi plac, pentru că dacă o să descoper ceva care nu-mi place, o să vă spun cu siguranță. Și haideți să vă spun ceva. Vreau să răspund la câteva întrebări în legătură cu produsele pe care le folosesc, în legătură cu cremele pe care le recomand și le folosesc și ce am mai folosit eu și ce vă recomand. Vreau să vorbim despre produsele cu protecție solară, ce am folosit la mare, ce am descoperit, ce mi-a plăcut. Și da, s-a terminat vacanța, ce să vedeți, am revenit și am chef de vorbă și chef de filmat. N-am reușit să fac nimic cu background-ul încă. Momentan rămâne așa până mă hotărăsc, adică m-am tot gândit, dar nu găsesc nicio variantă care să-mi placă și un loc mai luminos, nu știu, mă gândesc. Momentan rămâne așa. Ce voiam eu să vă mai spun? Vreau să răspund la întrebări și în legătură cu parfumuri. Am aici câteva parfumuri, m-ați întrebat după ce parfumuri am întins mâna și o să vorbim în clipul acesta despre achizițiile lunii, iunie, doamne, s-a terminat o lună de vară, nu-mi vine să cred. Și o să trecem și la parfumuri, dar pentru că avem doar un video pe lună despre produse, sper să mă țin de treaba asta, o să încep cu ele pentru că sunt multe. Apoi vorbim și despre parfumuri, pentru că am tras așa niște concluzii în legătură cu ele și vreau să vă transmit și vouă. Voi începe cu produsele pentru corp și v-am arătat, cred că în clipul trecut, în fine, dacă nu v-ați uitat la el, vă spun acum că îmi plac foarte mult produsele de la Rituals. Și sunt bune, sunt plăcute, sunt hidratante. Au niște arome, nu foarte, deci nu sunt puternic parfumate, dar sunt relaxante, sunt hidratante, sunt bune și cam toate produsele lor mi-au plăcut. Deci nu, n-aș da greș cu nimic de la Rituals, sincer, îmi plac cam toate. Am folosit mai mult în ultimul timp această variantă cu portocale dulci și cedru, lemn de cedru, pentru că este mai fresh, chiar miroase a portocale. Ele, pe lângă aromele astea, portocale, cedru și așa mai departe, au și o aromă așa ca de ceai, nu știu, ceva aromatic. Ok, deci îmi plac foarte mult produsele de la Rituals, dar mai am și alte recomandări. Dacă tot am primit întrebări, am zis să vă răspund și să vă dau mai multe variante. Uite, de exemplu, îmi place foarte mult și untul acesta de cacao de la Jaya. Ce îmi place la el este faptul că nu este chiar un unt de corp. Textura este cumva ca și... Așa arată. Este ca și... cremele astea de la Rituals, deci nu este un unt de corp, pentru că untul de corp este altfel, este o cremă unctuoasă și miroase tare bine, miroase ciocolată. Și miroase bine, hidratează, are și un preț super ok, am văzut că este și cu cocos, găsiți pe Notino, găsiți pe Notino multe produse de la Jaya. Ce voiam eu să vă mai recomand sunt produsele pentru corp de la CeraVe, pentru că mi se pare că există un borcănoi din ăsta de la CeraVe pentru toată familia și nu are parfum. Este super ok, am folosit un borcan din ăsta mare la un moment dat, am zis că o să-l recumpăr, dar tot au venit alte produse. Am folosit un borcănoi și era foarte mișto folosit după epilat,
Dar, în fine, hidratante. Mi-a plăcut. Deci, borcanul. O să vă pun o poză pe ecran. Apoi, produsele de la Barnagen. Barnagen, cred că așa se pronunță. Fetelor, am folosit la un moment dat multe produse de la ei, dar la fel există un borcanete mare cu o cremă la fel onctuoasă, parfumată, relaxantă. Mi-au plăcut loțiunile, dar mi-a plăcut cel mai mult. Cred că e tot unt de corp, dacă nu mă înșel. Vă pun pe ecran informații și varianta care mi-a plăcut cel mai mult, dar le găsiți în market și cam toate produsele lor mi-au plăcut. Deci nu a fost ceva care să nu-mi placă, doar că am avut un favorit. Și la un moment dat o să cumpăr borcanetele de Barnagen. Îmi place foarte mult pentru că este, au și ei tot așa niște arome relaxante, tot în zona asta de rituals, de spa, de cremos, deci crema aceea sau unt, crema unt, nu știu exact cum era, v-am spus, vă las pe ecran toate informațiile și poze și vă recomand să vă îndreptați către ele dacă sunteți în căutarea unor produse de hidratare a pielei. Ce mi-a mai plăcut foarte, foarte mult? Un gel de duș. Cred că vi l-am mai arătat la un moment dat într-un video, l-am mai avut, cu floare de bumbac. Este un gel de duș cremos, curat, foarte delicat. Deci îmi place mult de tot gelul acesta de duș și am avut un set și cu săpun de mâini. Cremă de mâini. Tot așa cu floare de bumbac, deci îmi plac foarte mult. Sunt produse Sephora, da? Avem aici Cotton Flower Wraps You in a Veil of Silky Softness. De vară sunt ce trebuie. Astea. Ok, tot de la Jaya, hai să trecem și la... mai aveam niște produse pentru corp, dar vorbim după despre produsele pe care le-am folosit în vacanță. Tot de la Jaya mai am o cremă de față, mi se pare că este pentru toate tipurile de ten, care îmi place pentru că hidratează, o cremă de zi cu zi, la un preț ok, mi-a plăcut. Și ce am folosit eu în ultima perioadă pentru ten, am folosit... Este Lauder Resilience Multi-Effect. Aici am crema de zi. Și de ce vă arăt întâi crema de zi? Pentru că de ea sunt sigură că m-a protejat și de soare. Are doar SPF 15, dar chiar foarte bună. Foarte, foarte bună. Îmi place textura, este hidratantă, arată tenul proaspăt și, mă rog, știți voi, este o cremă foarte bună și am folosit-o cu crema de noapte, tripeptide, avem face and neck, deci avem pentru față și gât, ăla de care uităm noi, ca să zic așa. Eu am o cremă specială pentru decolteu, pentru gât, pe care o folosesc foarte rar pentru că uit de ea. Și crema de ochi, din aceeași gamă, este unctuoasă, sunt niște produse bune și am avut odată cu ele și minimul acesta, Perfectionist Pro, un ser pentru fermitate. Eu nu știu ce să vă zic, îmi place cum arată tenul după ce folosesc aceste produse, dar eu v-am mai spus vouă că nimic nu face minuni imediat așa. Eu sper că în timp toate astea să mă ajute să, nu știu, să mă mențin așa, cât de cât. În fine, haideți să terminăm cu produsele pe care le-am și folosit și cred că le-am și consumat aproape. Ba, cred că nu mai e nimic în ele. Tot de la Rituals am folosit în vacanță acest set Relax. Ritual of Jing, ceva proaspăt cu lotus,
Deci, o aromă relaxantă și plăcută, nimic wow, dar sunt produse bune. Am folosit foarte mult cremă de corp pentru că am stat la soare și știți cum e, trebuie să-ți hidratezi foarte bine pielea după ce stai la soare, da. Eu oricum am folosit, să nu uit despre cel mai bun produs pentru protecție solară, imediat vă spun. Dar da, am avut nevoie de hidratare maximă după ce am stat la soare și pentru că nu puteam să-mi iau un borcănete din ăsta după mine, am avut un set din ăsta mic. Și sinceră să fiu, aș fi avut nevoie după soare de o protecție de dat după soare pe care le-am lăsat acasă. Deci am lăsat toate cremele de dat după expunerea la soare, aveam o grămadă de creme pe care voiam să le analizez, să le folosesc, le-am lăsat acasă și am folosit o cremă hidratantă, dar aveam nevoie de ceva și mai hidratant, dar oricum a fost ok, a fost ok, ne-a ajutat și asta, iar spumele de baie de la Rituals sunt foarte mișto. Foarte mișto. Deci un pumn de spumă, oricum el este lichid și se umflă în palmă, deci te speli pe tot corpul. Foarte bune spumele astea și acum haideți să vorbim despre produsul pe care l-am folosit, despre SPF. Este un produs de la Vichy, la fel o să vă pun pe ecran pentru că l-am consumat și am aruncat sticluța. Se găsește în farmacia Spring la preț bun, acum dacă îl găsiți și prin altă parte cu atât mai bine. Se numește Vichy Acid Hyaluronic Capital Soleil, deci este un produs cu acid hyaluronic Capital Soleil, este o apă de protecție solară și am văzut că, acum am uitat, am văzut că există o variantă cu beta-caroten pentru bronz sporit. Ei bine, acest Vichy Capital Soleil are SPF 50, dar eu am un ten foarte, foarte alb. Și, în general, nu stau foarte mult la soare. Nu pot să zic că m-am bronzat cine știe ce, dar nu mai sunt atât de albă. Și asta pentru mine este mare lucru, cred că în ultimii ani nu m-am bronzat deloc, am folosit numai autobronzante, dar nu se compară cu un bronz așa cât de cât, nu se compară, am folosit tot felul de autobronzante și tot e ceva fake acolo, adică nu arată cum arată un bronz natural. Și chiar mă bucur că am reușit să mă bronzez cât de cât, dar ce vreau să vă spun este că apa asta pentru protecție solară de la Vichy îți dă voie să te bronzezi foarte bine fără să te înroșești, mai ales dacă ai tenul alb ca și al meu. Sunt brânză, cum s-ar spune. De fapt eram, acum nu mai sunt și mi-am dat seama că nu sunt, m-am roșit puțin pe spate, dar acum a devenit un bronz din ăsta normal. Și mă bucur foarte mult și cred că protecția asta solară a contribuit. Pentru că eu de obicei oricum folosesc mereu, deci eu nu plec niciunde fără protecție solară pentru că mă fac roșie și pe spate și pe față și niciodată un produs nu m-a ajutat așa ca și ăsta. Deci vă recomand tare mult, eu cred că o să o cumpăr. Dacă mai merg în vara asta la mare, o să cumpăr acea variantă cu beta-caroten, pentru că te ajută să te bronzezi, mai ales dacă ai nevoie ca și mine. V-am pus pe ecran, vă recomand cu tot dragul produsul ăsta. Și mai am aici, tot așa l-am avut la mine, un ulei de corp și pe el l-am folosit pentru hidratare, l-am folosit
pentru că este parfumat și pentru că miroase bine. Un produs de la Sabon, un ulei de la Sabon cu patchouli, lavandă și vanilie. Este un pic aromatic, dar este o combinație foarte plăcută. Mi-ar plăcea și parfumul, să știți, miroase tare, tare bine. Tare bine. Și îmi place cum se simte pe corp, pentru că nu este foarte, foarte uleios, intră rapid în piele. Ok. Și ultimul produs despre care vreau să vorbim. V-am spus eu la un moment dat despre această cremă de la CeraVe cu protecție solară, o cremă pentru față. Am avut mai multe eșantioane pe care le-am primit la film. Da, când am fost la film am primit de acolo niște eșantioane. Avem așa, cremă hidratantă pentru față, SPF 50 pentru tenul normal și uscat. Foarte bună textura, îmi place mult de tot, o vreau cu siguranță. Deci pe asta o vreau, îmi place textura foarte mult, chiar îmi place textura mult și faptul că are SPF 50 îmi place și mai mult. Ok, gata cu produsele? Ba nu, ba da. Am terminat cu produsele, doar că mai am aici un produs pe care, în combinație cu un parfum, îl ador și mai mult. Și trecem la parfumuri, pentru că avem o combinație de vară foarte bună. Foarte bună! Avem Yara de la Latafa, un parfum cu cocos care mie îmi place foarte mult. Foarte mult! Este un cocos, este un parfum tropical, clean, moscat. Deci este superbisim acest Yara. Cred că trebuie să mi-l cumpăr și pe la portocaliu urgent, pentru că prea mult îmi place. Știu că l-am testat și pe cel alb, doar că nu l-am analizat prea mult. Prima impresie n-a fost wow, dar pe cel portocaliu mi l-aș cumpăra. Oricum ăsta e favoritul meu. Și în combinație cu Coconut Milk and Rose de la Victoria's Secret, wow, cea mai bună combinație. Și să știți că uleiul ăsta hidratează pielea timp îndelungat, îmi place foarte, foarte mult și este super parfumat și în combinație cu Yara, deci seamănă un pic, doar că ăsta mi se pare ceva mai feminin, așa, mai sexy, mirosul. Iar acesta este ceva mai tropical, dar tot cu cocos. Acesta are și trandafir, cocos, mă rog, și combinate, wow! Wow, wow, wow! O să le tot folosesc pe acestea. Și vorbim despre parfumurile, după care... Stai să fac un pic de ordine aici. Și vorbim despre parfumurile, după care am întins mâna mai mult la mare. Parfumul pe care îl port și astăzi, pentru că... Dacă n-aș avea atâtea parfumuri și aș avea de ales unul în momentul acesta care să-mi fie semnătură, el ar fi. Aș putea să-l port și ziua, și seara, și vara, și iarna, și toamna, și oricând. Este genial! Știu că nu se mai găsește, când apare pe listele de precomandă vă anunț. Momentan nu se găsește deloc. Nici tester, nici varianta normală, nu se găsește, dar este ceva, este cel mai feminin parfum. Bine, aș putea să zic asta despre multe parfumuri din colecția mea, doar că acesta m-a dat pe spate și da, se duce în zona Oriana și Love Don't Be Shy, doar că nu este la fel cu niciunul dintre ele. Are un buchet de flori. Mai mult se simte aroma de floare de portocal, o floare de portocal fluffy. Avem acolo niște citrice care nu neapărat ies în evidență, dar îi oferă prospețime. Prospețime de la citrice împreună cu un buchet de flori fluffy. Și toată combinația asta îmbrăcată în vanilie este vis, vă garantez, dacă îl găsiți, puneți mâna pe el. Ok, apoi
am purtat foarte, foarte mult Adults de la Kilian. Din nou, un parfum deosebit, un parfum pe care aș putea să-l port toată vara și... Toată vara aș putea să-l port. Da, mai mult de vară, este un parfum super confortabil și dulce și lemnos și pudrat și cremos și are o... Are ceva suculent de la nectarul de smochină. Este din nou un parfum deosebit, foarte plăcut, foarte frumos. Este și dulce, este și cremos, este și pudrat, este și ciudat, pot să zic într-un fel, pentru că nu regăsește aroma asta în orice parfum. Și v-am zis, aș putea să-l port toată vara, este și confortabil și curat. Din nou, poate să fie un parfum semnătură, simți așa că poate să fie mirosul tău natural, poate să fie, da, deci nu este un parfum feminin sau sexy, nu, îl văd confortabil, cozy, cel mai mult pudrat și cremos și pufos și iese o aromă suculentă, de iese în evidență printre toată pufoșenia asta, iese o aromă suculentă de smochină. Da, îl ador, îl ador, îl ador. Apoi, deci după cele două am tot întins mâna și l-am purtat foarte mult pe acesta, dar l-am mai purtat și pe acest Twilly Dermes O Ginger. Avem ghimbir, avem flori, avem ghimbir confiat și cred că ghimbirul acesta confiat este vedeta. În deschidere v-am spus că mi se pare un pic săpunos sau o aromă așa de detergent, de balsam de vară, dar mai mult în deschidere. Apoi, devine proaspăt, se simte ghimbirul, este proaspăt, este proaspăt condimentat. Știu că are doar bujor, dar s-ar putea să se mai simtă și alte flori, dacă nu cumva este un miros pe care eu îl simt de la combinația asta de ghimbir, dar mai simt și alte flori pe acolo. Nu știu exact ce. Avem și cedru, dacă nu mă înșel. Chiar este o aromă plăcută și dulceagă, proaspătă. Și nu neapărat că mă dă pe spate aroma asta, doar că și el este un parfum de vară citric, spicy, confortabil, citric. Da, simt niște citrici acolo. Ceva amărui, se simte ceva amărui, să fie oare neroli ceva pe acolo, nu știu. Dar în fine, aroma asta de ghimbir confiat este vedeta. Și cred că îi dă și dulceața. Și v-am zis, nu neapărat că mă dă pe spate aroma parfumului, care, apropo, este o aromă pe care aș purta-o doar vara. Sau pe care aș vrea să o simt doar vara, ca să mă exprim corect. Că am avut niște discuții pe Instagram și dacă ar fi să vă recomand, nu știu, am fost întrebată dacă aș recomanda O Ginger sau originalul Twilly. Aș recomanda originalul pentru că este versatil și, și este un parfum pe care poți să-l porți tot anul. Acesta este un parfum de vară, de zi cu zi, plăcut. Foarte potrivit așa, adică mi se pare că e ceva după care întinzi mâna pentru că ai nevoie de prospețime, nu ai nevoie de un parfum prea puternic, prea dulce. Și da, este proaspăt, este proaspăt condimentat, este plăcut și îmi place. Am și consumat din el ceva pentru că l-am purtat, chiar l-am purtat. Ok, următorul este unul pe care l-am purtat seara. Seara la culcare am luat un parfum pe care nu l-ați văzut în clip. Pentru că am recumpărat
parfumul și mai am puțin în acesta și am zis să-l iau cu mine și să îl folosesc. Cum este un parfum floral, proaspăt, feminin, romantic, în zona aia. Îl văd potrivit cu o rochie de mătase, cu o eșarfă de mătase, deci la modul ăla este. J'adore Voal de Parfum. Și v-am zis, am o sticlă nouă plină, aici mai am puțin și am zis să-l folosesc și pe el, mai ales că este un parfum foarte plăcut. Avem un trandafir, avem un iris foarte curat, un iris delicat, nu este un iris murdar, nu este un iris care este în evidență, nu este puternic, avem un trandafir tânăr și un musc fluffy așa, cumva mă duce în zona aia de Narcis Rodriguez, doar că este mai clean, aș putea să zic, dar în zona aia mă duce și este foarte, foarte frumos. Și l-am mai purtat și pe acest Sparkling Lychee de la Kayali. Un parfum fructat. Chiar am consumat destul din el. Îmi place parfumul. V-am spus că îmi place tare mult aroma asta și mi se pare foarte potrivit pentru primăvară și vară, vă spuneam eu. Dar acum sunt convinsă că este mult mai potrivit vara. Mi se pare că persistă mai mult. Chiar l-am simțit destul de mult și cam cât ai nevoie vara, pentru că n-ai nevoie să țină de dimineața până seara. Nu este cel mai persistent. Aroma asta îmi place de nu mai pot. Deci este fructat, este într-un fel tropical, mă duce cu gândul la guava. Mă duce cu gândul la guava, mă duce cu gândul la gumă, la gumă turbo. Ceva mai, o gumă turbo, cum să zic eu, actualizată. Dacă s-ar face acum o gumă turbo cu ceva fructe. Mă rog, din ce mi-aduc eu aminte, pentru că n-am mai mâncat de când eram mică. Dar e foarte frumos, foarte frumos și v-am spus, mie mi-aduce aminte. În zona asta mă duce. De ceva dulce de când eram copil. E fructat. E vesel, e tineresc, e plăcut, e scump, e prea scump. Sinceră să fiu, nu m-aș îndura să dau banii pe o sticlă full size. Nu m-aș îndura, vă spun, chiar dacă îmi place foarte mult. Adică aș da banii pe altceva. Cred că aș da banii mai repede pe un blind, dar nu pe el. Ceva mă reține, dar îmi place parfumul, n-am ce să zic. Ultimul parfum, cel mai sexy din ultima perioadă pe care l-am descoperit eu, Pink Me Up. Și acum sunt convinsă că parfumul acesta merită toată popularitatea și toți banii. Este genial, genial vă spun. Este un parfum pentru apusuri fancy, pentru terase fancy și acum chiar o să vă arăt o terasă. Apropo, dacă nu uit, o să pun niște clipuri așa de prin vacanță în legătură cu parfumurile despre care v-am povestit astăzi și îl asociez cu o terasă super fancy și faină pe care am descoperit-o în Mamaia și care m-a dus exact cu gândul la parfumul acesta, la un cocktail, la o rochie de vară vaporoasă, de seară, de plimbare, ușoară. Da. Pink Me Up este un cocktail fructat, sexy, cu patchouli, cu iris, care nu este ca un iris așa clean, fresh, aici avem un iris mai, cum să zic eu, mai murdărel. Că o combinație asta de iris și patchouli este ceva dus în zona aia de sexiness, dar are și un trandafir, dacă nu mă înșel, și un cocktail fructat și nu seamănă cu alte parfumuri de designer, de Montparis, de nu știu ce, este mai bogat.
Este o aromă deosebită și scumpă. Gata! Asta este tot. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi și că nu am aberat prea mult, pentru că n-am mai filmat de mult și aveam chef să vorbesc cu voi. Și ce să zic, dacă ați folosit din produse, din parfumuri, lăsați-mi în comentarii dacă sunteți sau nu de acord cu mine, pentru că na, nu toți percepem la fel parfumurile, produsele la fel, ce mi se potrivește mie poate să nu fie potrivit pentru voi. Accept păreri și contra. Ce voiam să vă zic? Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă, pentru că mă motivează și pentru că este o satisfacție să văd că sunteți aici, să vă văd prezenți. Mai dați și voi un semn, un emoticon, ce vreți voi. Puteți, da, apropo, că toată lumea este cu acest... Dacă te abonezi la acest canal, nu plătești abonament. Este gratuit. Doar dacă vrei să susții acest canal, poți să alegi butonul de alătură-te și acolo, da, sunt niște abonamente. Poți să le alegi pe oricare dintre ele. O să vin și cu clipuri suplimentare, pentru că am revenit și urmează clipuri peste clipuri. Vă mulțumesc pentru vizionare. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!